Bună seara! În ședința de guvern din această seară au fost adoptate câteva acte normative extrem de importante în ceea ce privește pregătirea noului an școlar. Doamna viceprim-ministru Raluca Turcan vă va prezenta detaliile acestor acte normative. Doamna viceprim-ministru, aveți cuvântul. Bună seara! În ședința de guvern de astăzi am adoptat o ordonanță de urgență care prevede decontarea prin Ministerul Fondurilor Europene a achiziției de 500.000 de tablete, achiziții făcute de către autoritățile publice locale sau inspectoratele școlare județene, 500.000 de tablete necesare pentru începutul de an școlar, iar această achiziție este în valoare de 100 de milioane de euro. Așadar, 100 de milioane de euro prin Ministerul Fondurilor Europene, bani decontați către autoritățile publice locale. De asemenea, tot prin Ministerul Fondurilor Europene, vom deconta achizițiile făcute de către autoritățile publice locale pentru materiale de protecție sanitară necesare în școli, iar aceste achiziții sunt în valoare de 50 de milioane de euro. Tot prin Ministerul Fondurilor Europene vom deconta achizițiile făcute pentru cumpărarea de containere sanitare în localitățile unde nu există apă curentă și canalizare. Aceste achiziții vor fi în valoare de 25 de milioane de euro și reprezintă un sprijin uriaș pentru copiii aflați în aceste comunități unde încă există restanțe uriașe din perspectiva asigurării condițiilor minime necesare la început de an școlar. În același timp, tot în ședința de guvern de astăzi, am adoptat un proiect de lege prin care deblocăm posturile pentru personalul nedidactic din unitățile de învățământ, pentru medicii și asistenții de medicină școlară și, de asemenea, pentru asistenții comunitari. Tot în acest proiect de lege am clarificat procedura prin care se pot suspenda cursurile școlare în situație de extindere epidemiologică în comunitate. Aș vrea să tragem un semnal de alarmă și să solicităm Parlamentului României ca acest proiect de lege să fie dezbătut și aprobat în regim de urgență. Este un proiect de lege extrem de important. Guvernul a apelat la această modalitate de a emite acte normative, tocmai pentru a nu exista pretexte de neconstituționalitate invocate de către cei cu care ne-am obișnuit că ne blochează activitatea guvernamentală și Parlamentul sperăm că va da dovadă de responsabilitate maximă și va pune acest act normativ ca o prioritate în asigurarea cadrului legal pentru începutul de an școlar. Mulțumesc, doamna viceprim-ministru. În continuare vă voi prezenta alte acte normative aprobate în ședința de guvern din această seară. În domeniul economic, după ce a fost aprobată ordonanța de urgență pentru modificarea programului Prima Casă și transformarea acestuia în Noua Casă, pentru extinderea categoriilor de beneficiari care pot accesa acest program de contractare de achiziționare a unor imobile cu garanții de stat prin intermediul sistemului bancar. În această seară au fost aprobate normele de aplicare ale programului Noua Casă. Reamintesc, în acest caz vorbim despre două categorii de beneficiari, respectiv cei care până în prezent erau în categoria beneficiarilor conform condițiilor din programul Prima Casă, respectiv
credite de până la 70.000 de euro, cu garanții de stat de 50% și avans 5% pentru locuințe noi sau vechi. La aceștia se adaugă o nouă categorie de beneficiari, cei care vor achiziționa imobile cu valoare cuprinse între 70.000 de euro și 140.000 de euro, cu garanții de stat de 60% și avans de 15%. Acestea sunt condițiile pentru programul Noua Casă, aprobate prin hotărâre de guvern în ceea ce privește normele de aplicare ale acestui program. Odată cu publicarea normelor în Monitorul Oficial, practic programul Noua Casă este disponibil pentru cei care doresc să achiziționeze imobile cu credite, cu garanții de stat. Vorbim despre un plafon de aproximativ 1,6 miliarde lei disponibil până la sfârșitul acestui an pentru acest program. Un alt proiect important în domeniul economic au fost discutate și adoptate prevederile privind programul IMM Leasing ca urmare a unor observații apărute pe circuitul de avizare și modificările survenite în cadrul acestui program au fost aprobate și practic prin ordonanța de urgență adoptată în ședința de guvern de astăzi. Forma finală a acestui program IMM Leasing a fost aprobată și urmează să fie implementată după adoptarea normelor de aplicare și ca urmare Fondul Național de Garantare și Creditare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii va propune într-o ședință de guvern ulterioară normele pentru aplicarea acestui program și acesta va deveni operațional. Alte proiecte de act normative, tot pentru implementarea programelor de sprijin în domeniul economic, a fost adoptat proiectul de hotărâre de guvern în ceea ce privește atribuțiile Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări al Exim Bank pentru derularea programului de creditare a companiilor mari. Printr-o ordonanță de urgență anterior a fost modificat statutul Exim Bank pentru a permite administrarea schemei de garanții de stat și de ajutor de stat pentru creditarea companiilor mari după modelul programului IMM Invest. După adoptarea ordonanței de urgență respective, a fost nevoie de modificarea atribuțiilor Comitetului Interministerial la nivelul Exim Bank, astfel încât acest comitet să aibă atribuții în domeniul schemelor de garanții de stat și de ajutor de stat. Practic, după adoptarea acestui proiect de hotărâre de guvern, programul de creditare a companiilor mari cu garanții de stat prin Exim Bank va trebui reglementat la nivelul normelor de aplicare și va putea deveni operațional. O altă schemă de ajutor de stat, de această dată, pentru aeroporturile care au suferit pierderi ca urmare a pandemiei, printr-un memorandum inițiat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, a fost adoptat în această ședință de guvern o schemă de ajutor de stat pentru aeroporturile regionale cu un trafic situat între 200.000 și 3 milioane de pasageri pe an, aflate în subordinea unor județe, pentru compensarea pierderilor înregistrate ca urmare a pandemiei COVID-19. Vorbim despre aeroporturile din Iași, Bacău, Cluj, Craiova și Sibiu, care vor beneficia de o compensare a pierderilor în sumă totală de aproximativ 22 de milioane de lei. Facem precizarea că în cazul aeroporturilor cu un trafic mai mic de 200.000 de pasageri pe an, au beneficiat deja de o schemă similară de sprijin, iar alte aeroporturi care se încadrează în categoria de trafic între 200.000 și 3 milioane de pasageri pe an
au beneficiat, au accesat în mod individual astfel de scheme de compensare pentru pierderile suferite ca urmare a pandemiei COVID-19. Practic, prin acest memorandum se creează cadrul legal pentru aprobarea unei ordonanțe de urgență pentru acordarea unor ajutoare de stat acestor aeroporturi care nu au fost cuprinse în schemele anterioare de ajutor de stat sau nu au avut, nu beneficiază de o facilitate similară în prezent. În domeniul agriculturii, așa cum a fost anunțat în deschiderea ședinței de guvern, Ministerul Agriculturii a prezentat mai multe proiecte de ordonanță de urgență pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat pentru mai multe domenii din zona fermierilor, zona crescătorilor de animale, care au suferit pierderi ca urmare a pandemiei COVID-19. Astfel au fost discutate în prima lectură și urmează, după obținerea tuturor avizelor, să fie aprobate în formă finală într-o ședință de guvern ulterioară, mai multe scheme de ajutor de stat, după cum urmează. Schema de ajutor de stat pentru crescătorii de bovine. În acest caz vorbim despre o schemă de ajutor de stat prin care beneficiarii pot beneficia de prin care solicitanții pot beneficia de un ajutor de maxim 100.000 de euro pentru pierderile suferite ca urmare a pandemiei COVID-19. Bugetul acestei scheme este de 35,7 milioane lei și numărul de beneficiari este de aproximativ 44.000. La fel, în domeniul creșterii porcilor, avem o schemă similară cu un buget de 119 milioane lei. Valoarea maximă a ajutorului este de 100.000 de euro per beneficiar. Și pentru crescătorii de păsări, schema de ajutor de stat are un buget de 109 milioane lei, iar pentru cei din sectorul apicol, schema beneficiază de un buget de 50 de milioane de lei pentru aproximativ 24.000 de beneficiari. Mai multe detalii cu privire la modul de aplicare a acestui mecanism de sprijin vor fi comunicate după adoptarea lor în forma finală. Tot în prima lectură, Ministerul Agriculturii a inițiat un proiect de ordonanță de urgență pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru producătorii agricoli care au fost afectați de secetă. Aici vorbim de un număr de beneficiari de aproximativ 34.800. Valoarea totală a schemei este de 850 de milioane de lei, iar valoarea maximă a sprijinului este de 925 de lei pe hectar. Toate aceste acte normative pentru acordarea unor ajutoare de stat în domeniul agricol au fost dezbătute în prima lectură și vor fi adoptate în formă finală după obținerea tuturor avizelor. În fine, în domeniul infrastructurii, două proiecte de acte normative care vor duce la accelerarea ritmului de lucrări pe anumite proiecte de infrastructură de importanță strategică. Vorbim despre autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea, autostrada Transilvania. În această ședință de guvern a fost adoptat proiectul de hotărâre de guvern pentru procedurile de expropriere pentru realizarea tunelului rutier cu profil de autostradă în zona Meseș din județul Sălaj. Vorbim despre o lucrare extrem de complexă cu o lungime de 2,8 km. După realizarea procedurilor de expropriere, practic se vor putea realiza demersurile pentru finalizarea studiului de fezabilitate și ulterior contractarea lucrărilor pe acest proiect de infrastructură. De asemenea, o altă hotărâre de guvern pentru efectuarea procedurilor de expropriere a unor
alte imobile. De această dată vorbim de centura de ocolire Craiova, varianta sud, și în acest caz vorbim despre un proiect de act normativ care are ca obiectiv accelerarea implementării proiectului de investiții pentru realizarea centurii ocolitoare a municipiului Craiova. În fine, un ultim act normativ pe care aș dori să-l prezint după ședința de guvern din această seară este vorba despre un proiect de hotărâre de guvern pentru suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din fondul de rezervă aflat la dispoziția prim-ministrului pentru acordarea burselor de studiu pentru elevii etnici români din Ucraina. Vorbim de, pentru anul școlar 2019-2020, vorbim despre o sumă de 6 milioane de lei, care va constitui un sprijin pentru elevii de, care au ca limbă maternă și studiază în limba română din Ucraina. Acestea au fost principalele acte normative aprobate în ședința de guvern din această seară.